Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre rănirea și vindecarea bărbaților. Am în mână o carte, i-aș spune eu, o bijuterie de carte. Este vorba despre James Hollis, În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților. Astăzi, alături de noi, și e o bucurie imensă, realmente e o bucurie imensă și o onoare, Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București, psihoterapeut, psihanalist, și încercăm să deslușim, să spunem așa, ițele acestei cărți, pentru că, într-adevăr, este un subiect, spun eu, extrem de important și care ar trebui dezbătut din ce în ce mai des în mass media și să le aducem în fața opiniei publice. Lavinia, pentru că James Hollis este un analist jungian și bineînțeles că vom povesti din perspectiva acestei chei despre această carte, despre rănirea și vindecarea bărbaților, făcând puțină lumină, aș vrea să ne vorbești pentru început puțin despre Saturn ca arhetip, Saturn ca arhetip mitologic. Da, în primul rând vreau să îți mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a ne referi puțin la această carte pe care și eu o consider foarte importantă pentru noi cu toții astăzi, da? Nu doar pentru bărbați, ci pentru toată lumea. Pentru bărbați ca să se înțeleagă mai bine, pentru femei ca să-i înțeleagă pe bărbați. Exact, pentru că în ultimă instanță ce ne împiedică să ne înțelegem noi unii cu alții sunt rănile noastre care, vreau să spun că au o origine comună. Adică vorbim de o rănire care provine din relația primară de atașament. Iar asta ne distruge pe toți, femei sau bărbați deopotrivă. Acum, faptul că James Hollis a ales ca în această carte să se ocupe de bărbați, mie mi se pare un lucru foarte important pentru că ei înșiși se ocupă foarte puțin de ei și sunt preocupați într-o măsură mult mai mică decât femeile să se cunoască, să-și înțeleagă suferința, să-și înțeleagă rănile, să-și dea seama că aspirațiile pe care vor să le realizeze în existența lor nu sunt izvorâte dintr-un sine sănătos, ci cel mai adesea chiar din rănile lor. Asta mi se pare mie o idee excelentă a lui James Hollis, că ne arată cum ceea ce noi credem a fi nobil, și anume aspirațiile noastre, provin din această zonă de umbră, din rana neconștientizată pe care la un moment dat am experimentat-o. Aici aș mai face o paranteză. Tu spui că el este, James Hollis, un autor jungian. Da, așa este. Doar că el este din valul nou al psihanalizei jungiene și în acest val nou, unde se încadrează și Donald Calcet, pe care tot voi l-ați publicat, distincția între linia jungiană și cea clasică psihanalitică nu mai este atât de dură ca altă dată. Deci eu aș propune să ne referim la acest subiect care e important pentru toată psihanaliza și pentru toată psihoterapia, indiferent de școala din care provine autorul sau la care sunt atașați cititorii. Ei, ce vreau să spun despre această carte, și o să ajung imediat la Saturn, pentru că m-a invitat să spun câteva cuvinte despre asta, ce vreau să spun este că în această carte mie mi se pare impresionant tonul sincer al lui James Hollis și faptul că, referindu-se la rănirea și la suferința bărbaților, el se referă în același timp și vorbește direct despre propria lui suferință și despre propria lui viață trăită în umbra lui Saturn. Și acum aș vorbi un pic despre ce m-ai invitat-o să vorbești, anume, cine este Saturn? Ce înțelegem atunci când ne referim la Saturn? Este un arhetip al inconștientului colectiv, așa cum ai spus tu foarte bine, și ce cred că trebuie să înțeleagă toată lumea atunci când aude cuvântul arhetip este organizarea lui bipolar. Adică, mereu un arhetip va avea un pol negativ care ne dă de furcă, ne posedează, ne dirigează viața pe o direcție care este a lui și nu a noastră, și că această direcție sau acest pol negativ al arhetipului poate fi compensat cu polul lui pozitiv. Acum, revenind la Saturn, în polul lui negativ, dacă stăm să ne gândim, el are o dimensiune ucigașă. Saturn e fiul lui Uranus care își ucide fiii. Saturn, la rândul lui, își va ucide fiii. Chiar mă uitam înainte să începem noi interviul la o serie de tablouri ale lui Goya, intitulate Tablourile negre. Acolo vedem și un tablou Saturn devorându-și fiul, care mi se pare excepțional ca imagine pentru tot ce ne transmite James Hollis și poate pentru tot ce încercăm noi astăzi să atingem în discuția noastră. Deci acolo vedem cum, provenind dintr-un tată ucigaș, devii la rândul tău un tată ucigaș. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă să ne gândim că la propriu ne omorâm copiii sau că tatăl își omoară la propriu copiii. Nu la propriu, dar își omoară fiii din punct de vedere psihic. Pentru că el ce face? Invadează psihicul copilului cu propriul lui proiect de viață și îi ucide individualitatea. Îl condamnă să trăiască o altă viață decât a lui însuși. Adică e ceva de genul, dacă eu te-am făcut, eu te-am făcut ca să asigur supraviețuirea mea, nu să-ți trăiești viața ta. Deci și omoară visurile, este... omoară năsuințele, exact. Țelurile. Exact. Da, exact asta spuneam, că îi imprimă niște aspirații care nu sunt ale sinelui său autentic, ci niște aspirații izvorâte din acest complex de putere, da? Care are la bază ce? Violență, invidie. Tatăl e invidios pe copil, da? E invidios și va rămâne invidios așa pe parcursul tuturor vârstelor pe care le experimentează propriul lui băiat atunci când crește. Da? La un moment dat devine invidios pe inocența lui, mai târziu pe tinerețea lui, mai târziu devine chiar gelos pe partenera fiului său. Ia uite, fiul meu are o femeie tânără. Da? Și începem să experimentăm această zonă de... pe mama fiului. Da, bineînțeles, bineînțeles, da. Deci e ridicat la suprafață întregul registru arhaic al psihicului, unde vedem furie, invidie, ură și violență. E foarte multă ură în această umbră saturniană. Foarte multă ură dirijată împotriva tuturor. Pentru că, ia te uită, un bărbat care funcționează în acest registru arhaic mobilizează ura atunci când, de exemplu, intră în competiție cu alți bărbați. Eu te urăsc pe tine că tu ai mai mult decât mine. Ia uite, ai o carieră, ai bani mai mulți, ai mașini mai multe, că despre asta vorbim. Și atunci, competiția cu alți bărbați este motivată de ură, relația cu femeile, de asemenea, este motivată de ură. O ură total neconștientizată. Și aici, la ce atrage, ce ridică la suprafață această ură, James Hollis zice foarte, foarte frumos că viața netrăită a mamei și viața netrăită a tatălui motivează sau nu, generează această mobilizare a registrului arhaic. Hollis aici preia expresia lui Jung. Jung însuși spune că viețile noastre sunt distruse de această povară care e viața netrăită a mamei și viața netrăită a tatălui. Și mă gândesc că poate dacă acum aș da un exemplu, ar fi mai clar ce vrem să spunem în legătură cu viața netrăită a mamei, a tatălui, respectiv cu complexul matern și cu complexul patern din... Până la urmă, din fiecare dintre noi, doar că în această carte James Hollis reflectează la modul în care aceste complexe amenajează într-un mod arhetipal zona masculinului, registrul masculinului. Iată ce înseamnă complexul acesta matern și patern la un bărbat. Am zis că o să iau un exemplu. Să ne imaginăm o familie alcătuită dintr-o mamă, tată și fiul lor. În această familie, mama este supraprezentă, supraprotectoare, își fascinează fiul, îl atrage, îl seduce, da? Și toată dinamica asta se poate întâmpla pentru că tatăl nu este suficient prezent. Nefiind suficient prezent, mama nu-și poate exercita această tendință naturală de a seduce decât asupra fiului, că este singurul care e prezent acolo. Iată cum o invazie a mamei are loc pentru că tatăl nu este suficient prezent. Ce efecte are chestia asta? Tatăl nu este suficient prezent în familie pentru că are o carieră impresionantă, el e însuși Saturn, are putere, are bani, nu are el prea mult timp să petreacă acasă cu soția lui. Și ca orice bărbat sau ca majoritatea bărbaților cu putere și bani, mai are și alte femei pe lângă mama. Ei, ce impact are asta asupra copilului? Să ne imaginăm că la o anumită vârstă, când se întâmplă, iată, marile crize de andropauză, acest tată zice el că se îndrăgostește, nebunește de o femeie tânără, una care ar putea să fie partenera fiului. Și iese un dezastru. Tatăl vrea să-și părăsească familia, mama suferă, băiatul este prins în această dinamică. Ce impact are asupra vieții băiatului când el va deveni bărbat această tragedie? De ce o iau în discuție? Că este atât de răspândită, încât eu cred că majoritatea oamenilor știu la ce mă refer când dau acest exemplu. E, ce impact are asupra băiatului această situație? El, evident, fiind sedus de mamă, va încerca să o protejeze pe mamă. Și atunci, spațiul lui intern va fi ocupat majoritar de acest complex matern. Și cum va evolua, să spunem, viața lui? Facem așa, imaginăm o traiectorie pentru această situație. Putem să ne imaginăm că își găsește o parteneră, se căsătorește și va fi fidel, pentru că el nu va vrea să o rănească și el pe mama. M-a făcut tată. Da, și ce declarație îi face el mamei? Mamă, uite că eu nu te trădez pe tine. Practic, toată dinamica asta nici nu are legătură cu relația lui cu actuala lui parteneră, ci cu complexul lui matern. Ei, și trăiește viața în acest fel un timp, nu știm cât. Dar mereu trebuie să știm că atunci când un obiect intern, în cazul ăsta mama, devine predominant în psihic, am neglijat obiectul patern, care nu stă liniștit. El va prinde momentul în care să iasă la suprafață. Și pentru că a fost atâta timp ignorat, când va ieși la suprafață, să te ferească Dumnezeu că va ieși cu surle și trâmbiți, da? Deci va face Aici vedem exact ce se vorbește în psihanaliză de reîntoarcerea refulatului sau a clivatelor. Vine cu forță și cu răzbunare. M-ai neglijat atâta timp? Ia să vezi tu ce fac eu acum cu viața ta. Și se întâmplă, ce zicea Jung, o enantiodromie, adică bărbatul respectiv va începe să funcționeze de pe partea opusă pe care a neglijat-o. Adică, din fidelitatea față de mamă va ajunge în răzbunarea față de mamă. A, m-ai înghițit atâta timp, m-ai obligat să trăiesc o viață în numele acestei fidelități față de tine. Ia să vezi tu cum distrug eu tot acum. Și ne trezim în situații. Toată tinerețea te-ai concentrat numai pe fiul. Pentru că copilul, se știe că între mamă și fiu există, și acum o spun din experiența de viață, există o relație mai specială, așa cum de altfel există și relația tată-fică. Da, apropo de această polaritate, sunt niște relații speciale și atunci cumva în momentul nașterii fiului, tatăl se simte dat la o parte. Da? Da. Toată concentrarea și energia și resursele mamei vor fi pe fiul nou născut și mai puțin pe soț. Așa este, doar că acum tu deschizi discursul spre un alt mit și un alt arhetip. Tu deschizi discursul spre complexul Oedip. James Hollis, cu Umbra lui Saturn, ne aduce puțin mai înainte de Oedip, la această dinamică primară. Deci, la Oedip ce este? Fiul vrea să-și omoare tatăl. Și să zică, mamă, nu mai ai nevoie de asta, sunt aici pentru tine. Ori, în discuția noastră este tatăl invidios pe fiu, care are toată viața înainte, a lui s-a scurs deja, și tatăl este cel care dă lovitura. Deci, vezi, cele două puncte de vedere diferă între ele din perspectiva celui care dă lovitura. Și vreau să-mi continui un pic ideea când spuneam, și să revin la exemplu respectiv, că e foarte important să o duc până la capăt. Când acest băiat, să zicem, atinge vârsta la care tatăl a trăit o criză care a afectat toată familia, va face același lucru ca tata. Își va găsi, de exemplu, o amantă și va lăsa pe toată lumea cu gura căscată, soția lui nu va înțelege ce se întâmplă, cum, că el a fost acasă, acum deodată nu mai... Deci, tragedia se reia. Iată trauma transgenerațională. Da? În prima parte a vieții, acest bărbat a experimentat viața netrăită a mamei, acum experimentează viața netrăită a tatălui și în felul ăsta încearcă o recuperare. Zice ceva de genul, tată, acum măcar iubește-mă, că am lăsat-o pe asta, pe mama. Am făcut ca tine. Acum iubește-mă și pe mine, că n-am simțit asta niciodată. Deci dinamica se schimbă și va intra pe această direcție. Dar ce vreau să vedem este că în nici unul dintre cazuri acest bărbat nu-și trăiește viața lui, ci trăiește, cum zice James Hollis, o viață în umbra lui Saturn. Este posedat de arhetip și nu știe în niciunul din cazuri cine este el însuși. S-ar putea ca până la capătul vieții lui să nu știe cine este el însuși. Asta ar fi o tragedie, la care poate că o să ne referim un pic la final. Ce vreau să spun este că după ce a trăit viața netrăită a mamei și se revoltă împotriva mamei și începe să exprime revoltă și ură față de partenera lui, dar nu e de fapt față de ea în realitate, ci este față de mama care i-a trasat acest proiect de viață. După ce va începe să-și umilească partenera și să o trădeze, recurgând la relații cu alte femei, și auzim, vedem cazuri în presă de bărbați care pe la nu știu câți ani zic, eu nu mai accept să fiu bărbatul unei singure femei. Adică își asumă genul ăsta de situație care rănește profund. De ce face asta? Că nu e capabil să simtă suferința pe care o provoacă. Fiindcă Și aici vreau să spun ceva important, cred. A trăi în umbra lui Saturn se poate face doar dacă te disociezi de afect. Și când ești disociat de afect, tu nu simți suferință și nici nu-ți dai seama când alții o experimentează. Mai mult, când alții o experimentează, lucrul ăsta revine la tine, întărind puterea ta. Și zici, ce tare sunt, da? Ia uite, nu numai că am bani, poziție socială, am și femei, am tot. Și intră pe dinamica asta de putere, disociindu-se foarte drastic față de afectul lui și uneori față de o parte din sine însuși. Deci are loc poate și un clivaj al eului. Și astea sunt lucruri extrem de grave, pentru că, și hai să urmărim diversele trasee posibile. Când bărbatul devine infidel și pentru el nu mai contează deloc decât să aibă cât mai multe femei, aici vorbim de o disociere de afect și de o confuzie între iubire și sexualitate. Da? El nu știe, el poate pretinde, o iubesc pe Maricica, pe Vasilica, el le iubește pe toate, dar nu e de fapt despre iubire, e despre sexualitate și putere. Da? El doar crede că se eliberează de mamă. În fapt, ce-i transmite el inconștient mamei? Uite, mamă, eu te caut în toate. Nu te-am găsit în aia de acasă, te caut în toate. Și vezi tu, mamă, niciuna nu-i ca tine. Sau, o altă evoluție posibilă este ca acest bărbat să nu treacă la act, să nu facă lucrurile astea, să ia distanță față de toate femeile și să retragă într-o dependență. Și atunci declarația lui inconștientă este: mamă, nici nu te mai caut, că tu ești acolo, ești stăpână în mine, n-are rost să mai fac efortul ăsta. Și se retrage în dependență. Uite, acum când îți povestesc, îmi vine în minte un cântec al Adei Milea, care are un vers de tipul: sticla e femeia ideală pe care nu vrei să o vezi goală. Mi se pare foarte relevant versul ăsta pentru ceea ce discutăm acum. Da? Iată și o altă variantă. Când acest bărbat, să spunem, că ajunge la o vârstă și se pensionează, pierde puterea, statutului, toate lucrurile care pe el îl făceau se simtă bine, singurele, că a pus toată energia și tot ce a făcut în viață s-a dus în direcția asta. Ce se întâmplă cu un astfel de bărbat ajuns la pensie? Când vede, oamenii nu-l mai caută, femeile nu-l mai caută, că nu mai are poziția care pe ele să le ajute să nu știu ce. Nici da? Tinerețea până la urmă. Evident, dar cu asta el se mai amăgește mult, că dacă e pe o poziție de putere, femeile din preajma lui îi dau senzația: da, ce tânăr și frumos ești tu, iar el preferă să creadă chestia asta. Minte-mă frumos. Exact. Și când urmează, cum spuneam, pensionarea și se vede lipsit de singurul lui afrodisiac, atunci se întâmplă mari tragedii, adică se îmbolnăvește. Se pare că multe demențe au cauza aici, că el nu-și poate găsi o altă preocupare, că mintea lui n-a fost exersată în altfel decât în asta. Și a pierdut un mod de funcționare și atunci apar demențe, apar alte boli și moartea la o vârstă la care, iată, mulți oameni pot încă să trăiască foarte bine, să se acordeze stadiului actual al vieții lor și să aibă în sfârșit parte de o viață împlinită, da? Ei ratează acest proiect. Știi ce, mă gândeam la o chestie cunoscând bărbați în terapie, mai puțin decât femei. Dar m-a surprins o treabă, că bărbații în general nu vor, ăștia despre care vorbim, care trăiesc în umbra lui Saturn, nu vor să existe Dumnezeu. Și te întreb, Doamne, dar pentru ce? Că toți căutăm să existe, adică avem atâta nevoie în greutatea, în dificultatea vieții, avem atâta nevoie să ne simțim protejați, să ne simțim ghidați, uneori când ni se pare că am pierdut direcția. Iar ei nu vor, pentru că e o vinovăție atât de mare și o teamă de pedeapsă atât de mare încât îți declară cu nonșalanță, eu sper ca după viața asta să nu mai fie nimic, ca să nu plătească pentru ce și-au făcut și pentru ce au făcut în jur, adică pentru această atmosferă de ură generalizată, da? Care o trăvește diverse aspecte ale vieții lor și ale vieții tuturor celor care stau în preajma lor. Da, deci eu cred că ar trebui cumva să ne uităm mai profund la lucrurile astea. Și poate că bărbații ar trebui să se uite mai atent la ei înșiși. Mă gândeam, de ce refuză să o facă? Refuză să o facă că nu cred ei că pot să vadă propria lor rană, adică să vadă ce s-a întâmplat atunci când erau mici din cauza unui tată dominator care le-a zis tot timpul, nu ești bun de nimic. Uite, tu nu faci de nimic. Da, ești pămpălău ca maică ta. Ce bărbat o să fii tu? Da? Simțindu-se la distanță de această rană, ei de fapt vor să țină la distanță suferința pe care au trăit-o și pe care au disociat, da? Și trăiesc toată viața ca să nu se conecteze la suferința aia și apoi apar alte tragedii și alte și alte și alte care ne otrăvesc viața tuturor. Deci refuzul de a se uita și de a vedea suferința, de a o trăi cu adevărat, pentru că ea a fost la origine, dar ei au scurt-circuitat-o. Și acum, ce ar însemna o vindecare? Să văd ce a fost, adică să conștientizez și să încerc să repar. Dar nu pot repara dacă nu trec prin iadul ăla al durerii. Ori cei mai mulți zic că ei nu vor să trăiască, că suferința e pentru femei, cabinetele de psihoterapie sunt pentru femei, că bărbații nu sunt obligați să plângă. Asta e o expresie pe care chiar James Hollis o dă aici, în această carte. Da, o știm și din, să-i spunem, folclorul nostru popular. Bărbații nu plâng niciodată sau băieții nu plâng niciodată, nu ai voie să-ți exprimi emoțiile și chestia asta venea, să spunem, în copilărie, în anumite contexte, nu știu, la școală, la grădiniță. Tu de ce? Vine mama sau vine tatăl și spune, tu de ce plângi? Ești băiat mare, pe cine mai vezi tu ca tine că plânge? Sau, în cazul tatălui autoritar și dominator, dacă plângi, tu ai motive să plângi? E, lasă că-ți dau eu ție motive să plângi, da? Exact. Și urmează cureaua, exact, violență, agresivitatea, da, și violența. Da, da, din păcate. Și din păcate, uite, mă gândesc că poate din acest punct de vedere al conștientizării, societatea noastră a rămas cu mult în urma societății occidentale. Da. James Hollis chiar spune la un moment dat că la începutul practicii lui cabinetul era în principal frecventat de paciente femei, dar că după ce a scris această carte, raportul s-a schimbat, adică au venit mai mulți bărbați în terapie decât femei. În România nu suntem în situația asta și nu avem, nici nu știu cum să zic, vezi tu că oamenii se duc în terapie, poate în situații de viață groaznice, când trec pe o depresie, da, limit, au pierdut ceva ce nu pot suporta, dar nu există o educație a oamenilor care să le arate cât de important este să conștientizăm. Și să le spună că da, conștientizarea e esențială, dar nu ajunge pentru vindecare. Mai trebuie făcut ceva. Și trebuie făcut ceva foarte, foarte profund. Aș zice că într-un cabinet în care putem vedea invazia complexului matern și patern, ce trebuie să facem? Să-l scoatem la iveală pe cine este acest pacient cu adevărat, că nu știm încă. Noi știm cum arată el dominat de complexul matern și dominat de complexul patern. Ori ca să-l scoatem la iveală, îți dai seama că trebuie schimbată structura minții, refăcut tot sistemul defensiv, da? Ori aici e o treabă grea, o treabă care durează foarte mult timp și într-o lume a vitezei în care pierdem valorile esențiale, nu știm dacă oamenii au disponibilitatea de a se angaja într-un astfel de proces. Ridicăm din numeri și lumea devine tot mai complicată, așa cum vedem astăzi, da? Uite că ne întâlnim într-o situație pe care poate cu mai mulți ani în urmă n-am fi anticipat-o. Cu 10 ani în urmă. Nu ne-am gândit că o să trecem printr-o pandemie și ce impact are asta, va avea asupra psihicului colectiv. Nu ne-am gândit că o să avem un război la granița noastră. Nu ne-am gândit că o să avem o sursă de război în Orient care poate să genereze un dezastru. Nu ne-am gândit că al treilea război mondial va mai fi posibil după ce am experimentat cât am experimentat. De ce e el posibil? Din cauza inconștienței. Din cauza acestui masculin arhaic, care rămâne încă predominant. Din cauza faptului că bărbații încă sunt în umbra lui Saturn și se lasă duși de curentul ăsta de a obține putere, putere, putere. Ce înseamnă putere? Teritorii. Nu numai în plan social exterior, ci și în plan intern. În plan intern înseamnă că acest complex, în umbra lui Saturn, ocupă tot teritoriul psihic. Și vezi tu că realitatea exterioară, până la urmă, asta pe care o vedem, nu e decât o proiecție a imperialismului acestui zeu întunecat din psihic. Jung a atins foarte bine problema asta atunci când discuta despre al doilea război mondial și despre cum visele au putut să anticipeze acest al doilea război mondial. Eu mi-amintesc o chestie când a debutat pandemia. Foarte mulți pacienți cu care lucram online aveau vise arhetipale, vise apocaliptice. E sfârșitul lumii. Deci, iată o activare a inconștientului colectiv care nu se putea să rămână fără urme. Era uluitor cum vedeam, apocalipsă prin foc, apocalipsă prin apă, toate chestiile astea, da? La fel se întâmplă și acum și e un traseu cu dublu sens, adică imperialismul acestei umbre saturniene e proiectat în afară și generează războaie și psihoză colectivă. Ce se întâmplă în afară declanșează război în interior și suntem în cercul ăsta al distrugerii, în arhetipul războinicului la care se referă, de exemplu, James Hollis în carte, care spune că câteodată îi prinde în puterea lui pe bărbați atunci când n-au avut un model patern care să le dea un sistem de valori. Ce am vrut să arăt cu această discuție este latura distrugătoare a arhetipului războinicului, pentru că ea face parte din ceea ce numim umbra lui Saturn. Dacă am putea activa polul pozitiv al acestui arhetip al războinicului, atunci am vedea o luptă pentru o cauză dreaptă, pentru a crește, pentru a împlini, știu și eu, lucruri care au un suport axiologic foarte semnificativ. Din păcate, când suntem în umbra lui Saturn, vedem acest războinic distrugător. Și acest războinic distrugător nu este, ca să zic așa, singura manieră în care devine pentru noi vizibilă umbra lui Saturn. Mai avem și alte arhetipuri care vin să organizeze această umbră imensă asupra vieții unui om și asupra omenirii în ansamblu, și anume regele. Regele, când e în umbra lui Saturn, afirmă o putere devastatoare și o vedem extinsă peste tot. Revin la cazul bărbatului despre care vorbeam și la puterea mamei asupra lui. De exemplu, când această mamă vine în vizită la fiul său și la familia lui, dacă observă că între fiul său și soția lui e o relație bună și cei doi cooperează să atingă niște proiecte de viață, ea trăiește imediat invidia față de cealaltă femeie, soția a fiului, pentru că ea n-a avut parte de așa ceva. Și atunci începe să atace relația fiului, spunând: fiule, dar cine-i șeful aici în casă? De exemplu, da? Iată, vedem aici partea distrugătoare a regelui pe care mama o pune în act. De ce? Ca să nu-și piardă ea puterea asupra fiului. Da? Și iată o altă latură arhetipală care amenajează această umbră a lui Saturn, este amantul, la care ne-am referit un pic, dar acum vreau să-l vedem și ca arhetip. Acest amant care folosește erosul nu pentru sublimare, nu pentru creație, nu pentru a da curs părții pozitive a arhetipului Saturn, ci pentru, din nou, propria putere, pentru ego, pentru propriul narcisism până la urmă. Deci toate aceste variațiuni arhetipale în care noi putem observa ce înseamnă umbra imensă a lui Saturn asupra psihicului individual și asupra psihicului colectiv, ne ajută cumva să înțelegem cât de prost educați suntem și faptul că lumea care trece prin crizele prin care trece, prin dezastre individuale și colective, iată, au toate acestea sursele în această putere a arhetipului asupra vieților noastre ale tuturor. Nu știu cum să zic, văd așa un soi de dezastru referindu-mă la lucrurile astea. Și îmi dau seama că dacă cineva poate repara ceva, lanțul acesta al transmisiunii traumei și umbrei se rupe. De asta zic că atunci când un bărbat, că vorbim despre bărbați acum, când un bărbat vine în cabinet și își poate trăi durerea fără să îi fie frică că asta îl va distruge, el poate să rupă această transmisiune, el nu va mai face în continuare aceleași lucruri în relația lui de cuplu și nici aceeași prigoană asupra propriilor săi copii. Da. Aș mai face o singură afirmație așa în final, pentru că tot ce am vorbit noi aici n-aș vrea să credem că se referă doar la bărbați, la psihicul masculin și așa mai departe. Doar că autorul alege să focalizeze asupra situației bărbatului în lumea de astăzi. Dar toate aceste lucruri au impact asupra psihicului feminin, asupra părții masculine a femeii, asupra animusului femeii. Pentru că femeia întreține această dinamică. De ce? Din cauza modului în care este organizat animusul ei, propria ei relație cu tatăl, care poate a fost tot un Saturn umbros. Așa că iată cum întreținem cu toții această dinamică distrugătoare. Și a ieși din dinamica asta distrugătoare nu înseamnă să așteptăm politici și intervenții exterioare. Înseamnă să facem fiecare dintre noi ceva, atât cât ne îngăduie spațiul conștiinței noastre. Poate asta ar trebui să fie o țintă, extinderea spațiului propriei conștiințe. Un fel de, cum o numesc eu, curățenie în propria ogradă, un soi de igienă firească, normală, igienă relațională și igienă emoțională. Și o ultimă întrebare la mine, pentru că pomeneai puțin mai devreme și de traume transgeneraționale și de vindecarea rănilor, de ruperea acestui, nici nu știu cum să-l numesc, lanț vicios, cerc vicios. Mă gândeam, violența, și asta apropo și de masculinitatea toxică pe care o întâlnim, din păcate, peste tot în ziua de azi. Mă gândeam, agresivitatea și violența pot fi transmise sub formă, să spunem, de furie, de la o generație la alta? Bineînțeles că da, dar înainte de asta trebuie să vedem că agresivitatea, violența sunt niște pulsiuni fundamentale ale speciei noastre. Toți suntem cumva conectați la ele. Mediul în care trăim ar trebui să poată modula, educa aceste pulsiuni și să le dirigeze într-o direcție care să construiască ceva, nu să distrugă. Când vorbim de transmisie, vorbim despre transmisia unor modele sociale, de relație, de educație. Deci noi nu putem și nici nu trebuie să ne punem problema asta care ne depășește și e o problemă falsă. Cum să intervenim asupra pulsiunilor? Nu, ele sunt acolo, ele sunt un semn al vieții. Noi trebuie să știm însă ce facem cu ele. Ori dacă tata, mama nu știu ce să facă cu ele și fac lucrurile exact pe dos, adică în loc să dirijăm într-o direcție creatoare aceste pulsiuni de viață, noi le dirijăm înspre distrugere. Copilul va învăța asta. Practic, în transmisia transgenerațională asta vedem. Da? Și aș vrea să mai spun încă ceva. Freud, de exemplu, punea la baza vieții aceste pulsiuni. Melanie Klein, la fel. În psihanaliza de astăzi, și l-am în vedere pe Bion, el pune la baza vieții pulsiunea de adevăr. Adevărul, calea, viața. Da? Iar agresivitatea, distrugerea sunt niște pulsiuni secundare care intervin ca noi să ne apărăm de adevăr. Înțelegi? Adică noi facem tot acest teatru imens, interior și exterior, ca să ne apărăm de adevăr. Atunci când putem să facem fața adevărului și impulsurilor lui de a se realiza în viețile noastre, practic violența scade. Asta e calea cea mai firească de a compensa și de a diminua dinamica distrugătoare care astăzi se vede cu ochiul liber. Deci, repet, noi avem discuția asta într-un context internațional în care vedem unde duce dezastrul interior din fiecare om. Din păcate, asta nu ne-a trezit dacă ne uităm istoric. Poate o să vină totuși un moment în care o să ne trezim și o să putem face altfel. Dragilor, am vorbit astăzi despre rănirea și vindecarea bărbaților, pornind discuția noastră la cartea lui James Hollis, publicată în colecția Arhetipa editurii Herald, În umbra lui Saturn, alături de Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București, de asemenea psihoterapeut și psihanalist, care mulțumim foarte mult pentru că iată a răspuns afirmativ invitației noastre de a discuta pe marginea unui subiect, aș spune, foarte sensibil și foarte, foarte delicat și pe care, de altfel, reverberațiile sau consecințele acestui lucru le vedem în viața noastră de zi cu zi, ne izbim, ne lovim tot timpul de aceste lucruri, atât ca bărbați cât și ca femei, pentru că este o carte, într-adevăr, cum spunea Lavinia Bârlogeanu, o carte scrisă pentru bărbați, dar aș spune foarte utilă și pentru femei, ca femeile să înțeleagă și lumea interioară, și cu umbre și cu lumină, lumea interioară a bărbaților. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!